Simulările pentru bacalaureat și evaluarea națională se vor susține în toate localitățile cu rata de infectare până în 6 la 1000 de locuitori. Acestea vor avea loc la sfârșitul lunii martie. În județul Mehedinți sunt 19 centre de examinare, în care peste 2800 de elevi sunt înscriși pentru bacalaureat. Elevii care termină gimnaziul în acest an, dar și cei aflați în ultimul an de liceu, pot începe să se pregătească mai temeinic pentru examenele naționale din vară. Datele la care vor avea loc simulările evaluării naționale și bacalaureatului au fost stabilite. Acestea se vor desfășura în funcție de situația epidemiologică din fiecare localitate. La data de 5 martie 2021, Ministerul Educației a aprobat prin ordinul de ministru numărul 3449 organizarea simulărilor evaluărilor naționale, respectiv clasa a 8-a și clasa a 12-a sau clasa a 13-a. Disciplinele la care se organizează aceste simulări sunt în principal limba română pentru toate categoriile de copii, matematică, probabil, limba maternă pentru clasa a 8-a și pentru clasa a 12-a și a 13-a este limba română, limba maternă, toate specializările pentru profil, adică matematică, istorie, fizică, așa, și pentru a treia probă după profil. Secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, a declarat că nu se vor organiza simulările examenului de evaluare națională și de bacalaureat online pentru localitățile aflate în carantină, cu rata de infectare de peste 6 la 1000, însă inspectoratele pot organiza la nivel local aceste simulări după ce scade incidența.